salutare, gașcă, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Doamne, ce dor mi-era să zic asta, în sfârșit sunt din nou pe YouTube, m-am întors și promit. Ce miroși, Hani? Ce miroși? De ce ești fericit? Ești fericit pentru că vlogul ăsta este doar despre tine. M-am gândit să revin așa pe YouTube cu ceva ce știu că vă place foarte, foarte mult. Adică, vloguri despre Hani, despre frumusețea asta, despre blănosul ăsta care e un jegoșel acum, ca să ne înțelegem. A fost la curte, a fost la bunici, s-a distrat, a alergat în curte și e un murdar, de să ne înțelegi, nu există așa ceva. Și Hani nu stă el mutărel, nu-l lasă mami și nici tati și l-am adus la locul lui preferat, la Lăbuțe Fericite, alături de care am pregătit și un super, super, super giveaway. Îl găsiți chiar acum pe contul meu de Instagram, intrați, dați click și trebuie neapărat să participați, foarte, foarte mișto. Intrați pe Instagram și uitați-vă, deci eu n-am cuvinte. Mi se pare genial acest concurs, special pentru voi și pentru animăluțele voastre de companie. Așa, ne-am gândit să vă facem împreună o surpriză pentru că vin sărbătorile. Și pentru că vin sărbătorile, Hani o să aibă parte de o schimbare de look. El nu prea pare fericit. Facem o super schimbare de look și azi o să-l vopsim pe Hani. Nu începeți prin comentarii că ești nebună, îți vopsești câinele. N-o să-l vopsim așa cum se vopsește un om normal. În primul rând suntem la un salon, super salon, la Lăbuțe Fericite. Iar vopseaua este specială pentru cățeluși. Nu afectează absolut deloc, nu e așa, Ana? Sim. Vegană, non-toxică, special creată pentru câini. Ne-a asigurat chestia asta, Ana, am încredere. Plus că niciun stăpân nu cred că ar fi în stare să-i facă rău cățelului. Clar. În străinătate am văzut foarte mulți cățeluși așa, vopsiți, foarte interesant, foarte mișto. În România am văzut că e foarte mult hate atunci când un cățeluș este vopsit. Nu pot să înțeleg de ce, pentru că dacă faci chestia asta la un salon, n-ai cum. Și încă o chestie mi-a zis Ana, acum căței nu văd culorile, așa că ei nu știu dacă sunt vopsiți sau nu, ei văd non-color. Mamă, și Hani nu mă vede pe mine în fiecare zi dacă mă îmbrac frumos și colorat? Nu, asta mă gândeam și eu, exact la asta mă gândeam și eu. Mami, și tu nu vezi bradul ăsta frumos de aici? Și tu voiai să iei o grămadă de hăinuțe, da. Și degeaba, uite și tu câte hăinuțe are Ana și... Toate-s la fel pentru el, am înțeles, ok. Nu o să-l vopsim tot că... Mi-e frică și mie și n-am înnebunit mie să n-am eu șoc. El n-are de ce. Așa că o să-i facem codița asta stufoasă. Bineînțeles, după ce o să fie. Nu are stare, nu are stare. Abia așteaptă schimbarea de look. Îl simt, e copilul meu, îl simt. O să-i facem codița albastră, pentru că e băiețel și pentru că albastră este culoarea mea preferată. O să-i facem așa niște șuvițe. Nici eu nu știu exact ce, am încredere în Ana, mi-a zis că o să iasă foarte mișto, așa, ca de sărbători. Urechiușele? Da, cred că o să-i facem și urechi. O să iasă totul bine, nici eu nu știu, nici voi nu știți, rămâneți până la final să vedeți. Oricum am văzut ce face Ana aici la Lăbuțe Fericite, ce cățeluși, mai ales cățeluși ei, cum sunt vopsiți și că... Vi le arătăm acum! Vi arătăm, doamne, pudere ăștia frumoși! Doamne, doamne, doamne! Să vă mănânc la ceva, doamne! Vai, câtă fericire ai la Lăbuțe! Haide, băi, rău de ciosule. Nu, Hani, nu, mami, nu, uite cât de frumos. Doamne, 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 vă mănânc, mă. Da, 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 fitița, da, fitița, da, frumoasă. Da, 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 negruță. Da, 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 da. Ia uite cât de gelos e Hani cum s-a ridicat și cum se uită la tine, vai, cât de frumos. Ce bufoși sunt, băi. Doamne, uite cum mă îmbrățișează. Doamne, 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 te iubesc, te iubesc, că ce faci, mamuți? Și din fericire o să luăm și noi parte la acest proces, o să vedem mici chestii, cum îl aranjează. Bineînțeles că o să-l și tundem, o să-l facem așa ursuleț și după îl vopsim. Și abia aștept să văd cum o să iasă lucrul ăsta și sper să vă placă și voi, așa că rămâneți până la final să vedeți ce se mai întâmplă. Am intrat la periat, mami, și avem aici chestia asta, minunăția asta. Nu este păpică. Nu e păpică. E vopseaua specială pentru câini, albastră. Și o să-i facem așa niște șuvițe drăguțe. Doamne, abia aștept să văd cum o să iasă. Mai frumosule, o să fii cel mai deosebit cățeluș. Cel mai deosebit cățeluș din lume. Uite-te la fața ta de usuleț. Nu, eu nu mai pot să-l mănânc, doamne. E sufletul meu câinele ăsta, nu înțelegeți. Iubitule,
e albastru, mă, mami. Niște șuvițe. Ce faci, băiatul? Ce faci, băiatul? Cum crezi că o să arate pulele cățelușul? Beton. Sunt curajos. Hai, băi, nu fi obraznic, băi. Da, o să arate excepțional acest bot. Botul. Vai, ce uitați-vă la micuțul alien. Zici deci că e super ce, sonic. De pe ce planetă vii? Ce programe prins? Doamne, este cel mai adorabil cățeluș. Spuneți voi în comentarii, deci n-ai cum. Da, zici că se pregătește să meargă în spațiu. Inclusiv așa ești frumos. Așa te lăsăm. Să vezi tu cât de frumos o să arăți. O să agăți toate cățelele din salon. I-am trimis mami o poză așa cu Honey, cu antenuțele astea. Nu știe ce-i facem, nu i-am zis. Deci eu să nu-i zic cu mami. A fost super dubios și greu am ținut secretul ăsta în mine, pentru că vreau să-i prind reacția. Mami îl iubește de nu mai poate pe Honey. Îl adoră, îl iubește din tot sufletul. Eu mă, băiatul. Vreau să văd ce reacție o să aibă, așa că nu-i zic. O să-i zic că o să aibă parte de o surpriză din partea lui Honey. Acum îi aplicăm o pudră pentru petele maro. Opa! Yay! Alte care ne plac nouă. Zi bravo, tati! Cel mai tare salon la buze fericite, deci nu ne facem griji, să stăm cu stres când ne lăsăm pe Honey aici. Când iese fresh. Exact. Deci e scos din cine a zis, Ana, acum gata, dacă am intrat aici în spate cu Honey, că facem parte din familie. Deci ce să mai... Gata, am intrat la băiță, suntem pregătiți. Doamne, sunt foarte curioasă ce o să iasă. Încă nu vedem acum rezultatul final. Da, și tuns așa, o să-l tundem mulțuleț, cum îl tundem noi de obicei pe Honey. Dar voiam să vă spun o chestie foarte interesantă aici la Lăbuțe Fericite. Ia uite-l cât de frumos și deci nu mai pot. Vreau să vă spun, m-a anunțat Ana că în scurt timp o să aducă ceva foarte mișto la Lăbuțe Fericite. Un jacuzzi de cățeluși. Și mâinile mele albastre. Ia uite, măi, Honey, dai de furcă, ai dau, nu știu că se uită doar la mine, mor. Sunteți pregătiți să-l vedeți pe Honey? Da, să mi-l arăt sau nu? Băiatul meu cu coada albastră! Cei de la Lăbuțe Fericite au făcut treabă. Doamne, suntem super fericiți pentru rezultatul final. E super adorabil, e ceva așa micuț și drăguț. Nu mi se pare că e ceva exagerat, mi se pare că e ceva super finuț, amuzant, drăguț. Mi se pare adorabil, așa, am vrut să aibă un look nou, să intre în 2022 altfel, pentru că e Honey. Și Honey e tare deosebit, n-aveți ce să zice, ziceam un câine deosebit. Vreau ca toată lumea să dea un mare, mare, mare like pentru codița lui albastră. Dacă vă place, da, pentru codița lui albastră și dacă vă place noul look al lui Honey. Vreau să remarcați faptul că are aici două șuvițe verzi, da? Nu este toată albastră, are și câteva șuvițe verzi aici. Da, e super, super tare. Chiar arată super fresh, ca întotdeauna. A fost la țară și blănița lui era destul de murdară, încălcită, dar acum este moale și pufoasă și... Cea mai tare blăniță avem noi. Ador să dorm cu el, acum când e spălat. E pernă acum. Da, chiar e pernă. Hai să sunăm și pe mami. Sunt foarte curioasă ce reacție o să aibă. Sper să-i placă. Ești gata să-ți vezi băiatul? Normal. Dar tu, deci să ne înțelegem, mami, stai mai, băiatule, să nu te vadă. Deci mami habar nu are ce am făcut. Dacă l-am tuns. L-am tuns, da, altfel, gen. Chel. L-am tuns chel. Și vreau să văd cum ți se pare. Serios? Nu cred eu așa. Lumami, era sigură că lumami o să-i placă, pentru că și pe Daisy, primul meu cățeluș. Pe Daisy o vopseam roz și era sigură că o să-i placă lui mami. Doamne, băiatul meu, lasă-mă să-i tot frumos pentru gagici. Pentru sărbători, că n-are voie la gagici, e mic. Uite, îți place? Mamă, ce frumos e băiatul
Da, 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 trec și pe la tine să-l vezi. Trec, trec. Ia, Ani! Ieri ai cumpărat cartă, mereu îi cumpăr. Nu, ne-au dat aici de la Lăbuțe Fericite, ne-au dat papion de-astea nebunii. Special. Ce să mai? Mami se vopsește fel și fel de culori, albastru. Rupeți acolo butonașul de like pentru Hani. Și pentru că suntem așa în spiritul sărbătorilor de iarnă, eu am intrat deja de când a început toamna. La mine e Crăciun de când a început toamna. Am pregătit aici o parte din produsele pe care le dăm la giveaway, pentru că am vrut să le vedeți și voi. Sunt de la Versele și sunt foarte, foarte, foarte calitative. Vreau să intrați chiar acum pe contul meu de Instagram, să vă uitați la giveaway, să citiți acolo cu atenție descrierea, pentru că dacă sunteți iubitori de animăluțe, dacă aveți vreun animal de companie, eu alături de Lăbuțe Fericite și Versele România am pregătit un super, super, super giveaway. Produse geniale! Geniale, efectiv geniale. Și Hani se bucură de aceste produse, ca să ne înțelegem. De asta am vrut să facem acest giveaway. Așa că nu uitați să intrați chiar acum pe Instagram și să citiți descrierea, pentru că sunt foarte multe premii. 3 câștigători, locul 1, locul 2 și locul 3. Mai fără o scurtă prezentare la Hani. Dacă să vreți să vedeți în continuare vloguri cu Hani, pentru că știm că iubiți pe Hani. That's my boy. E un scump. Și mi se pare adorabilă, adorabilă codița asta lui albastră. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Pa!